Unde am fost, m-am plimbat de foarte multe ori, chiar în extra sezon, era un punct de atracție. Din păcate, a fost abandonat. Inaugurată cu mare fast acum aproape 11 ani, pasarela din Mamaia pare că a fost uitată de autorități pentru al doilea an la rând. Partea din fața pasarelei, afectată de lucrările de lărgire a plajei, a fost demolată parțial pentru expertizarea pilonilor și așa a rămas. Ne distram, mergeam cu copilul, era și undeva poraj, venea și făceam excursii în mare, dar din păcate s-a degradat. Sunt multe locuri în care scândurelele s-au făcut, s-au putrezit. Municipalitatea a anunțat că obiectivul turistic va fi reparat, însă planul este abia în faza de documentații și obținerea vizelor, iar asta poate să dureze chiar și o jumătate de an. Pasarela nu va fi gata în acest sezon estival și este posibil ca nici la anul să nu poată fi dată în folosință. Asta spre dezamăgirea turiștilor care ar fi vrut să beneficieze de o plimbare relaxantă până în largul mării. Nici pe faleză situația nu e mai bună. Acvariul, care adăpostește peste 100 de specii de pești, este închis pentru lucrări de reparații, după ce o bucată din tavan s-a desprins la începutul acestui an. Suntem închiși momentan pe o perioadă nedeterminată. Ce vă întreabă turiștii? Când deschideți? Mai durează mult? Întrebare la care, așa cum v-am spus și dumneavoastră, încă nu știu să vă dau un răspuns. Totuși este vară, este sezon, toată lumea vine să viziteze din toată țara, e ceva unicat. Este o pierdere. Și n-a spune pierdere cât se creează un gol de acesta, un vid care scade atractivitatea orașului. Vis-a-vis, impunătorul casino este încă îmbrăcat în schele. Lucrările începute în anul 2020, care urmau să fie gata în toamna lui 2022, nu au fost încă finalizate, iar termenul a fost devansat pentru 2024. Ne uităm, dar așteptăm să fie gata, să deschidă. În inima istorică a orașului, centrul vechi, edificiul roman cu mozaic e un alt obiectiv turistic care în această vară are lacătul pus. Avea nevoie de lucrări urgente de reparații care vor fi terminate cel mai probabil la toamnă. Este un monument extraordinar de valoros, nu numai pentru Constanța, ci pentru toată țara. Ne-au fost inundații care au avut repercusiuni asupra coborului de mozaic, care este monumentul în sine. Și era necesară o reabilitare. Muzeul Arheologic Histria, Muzeul și Cetatea Carsium Hârșova și Muzeul Axiopolis Cernavodă sunt de asemenea închise pentru turiști în acest sezon. Lucrările de reabilitare ar trebui să fie gata în prima jumătate a anului viitor.